toate cărțile mele pe care le-am citit, după cum vedeți, le am aici. Și sper ca acest video să vă inspire să citiți și multe cărți, fiindcă sunt foarte interesante. Și da, să începem! Iar prima carte citită de mine și care m-a inspirat să citesc mult mai mult este Minunea. După cum vedeți aici, scrie: nu judeca o carte după copertă sau nu judeca un om după chip, fiindcă această carte se vorbește despre un băiețel cu dezabilități de care toată școala lui își bat joc, dar până la urmă își dau seama că nu-i bine ceea ce au făcut. Mi-a fost foarte bine de acel băiețel, dar până la urmă m-am bucurat foarte mult, fiindcă copiii și-au dat seama că nu e bine ceea ce au făcut. Și îmi pare foarte, foarte, foarte rău că chiar și până în ziua de azi sunt așa copii care își bat joc de copii cu dezabilități. Și sper că acești copii se uită la filmulețul meu și vreau să vă inspir să citiți această carte ca să vă schimbați părerea și să fiți mai buni. Deci, din fericire, Minunea are și a doua parte, care se numește Cartea lui Julian. Acest copil îl urăște pe băiețelul acesta cu dezabilități și îmi pare foarte rău. Iar până la urmă își dă seama că nu-i bine să-ți bat joc de ceilalți. Iar următoarea carte este Însemnările unei puștoaice. Și după cum vedeți, este primul volum. Este foarte interesant aici. În această carte se povestește despre viața unei puștoaice. Se mai zice și jurnalul unui puștoaice. Și da, am foarte multe volume, așa că uitați-vă până la sfârșit. Deci, am și volumul 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. La 9 mă opresc deoarece în această carte este ceva mai special, mai diferit și hai să vă povestesc. Iar în volumul 9, după cum v-am spus, este ceva mai diferit deoarece la mijlocul jurnalului puștoaica își va părte jurnalul, iar o fată rea pe nume Mackenzie îl va găsi și va recunoaște că este jurnalul puștoaicei pe nume Nikki și nu va întoarce, după cum v-am spus, este o fată rea, îl va duce acasă și va îmbrăca copertele cu pânză ca să nu recunoască nimeni, de parcă ar fi jurnalul ei. Iar până la sfârșit, puștoaica își va găsi din nou jurnalul și își va recunoaște jurnalul ei și totul va fi bine. Așa că citiți toate volumurile, fiindcă toate sunt foarte interesante. Și să trecem la următoarea carte. Următoarea carte am volumul 10. Tot de asemenea este foarte interesantă. Și după trecem la Bunicuța Hățamana. Vine din colecția Fanny. Yay! Colecția Fanny, am mai multe cărți din colecția Fanny, este foarte interesantă. Vă propun să citiți aceste cărți, fiindcă sunt foarte interesante. Deci, hai să vă povestesc despre ce se vorbește în această carte. Se vorbește despre un băiețel pe nume Ben și bunicuța lui. Și Ben nu-i plăcea să se ducă la bunicuța lui deoarece era foarte plictisitoare și toate mâncărurile ei erau făcute din varză, chiar și prăjiturile, și e foarte ciudat. Dar până la urmă află că are un secret foarte întunecat. Și până la urmă va afla secretul că bunicuța lui este o hoață. Iar, de fapt, bunicuța nu era hoață. Am inventat această poveste doar ca să-i placă nepoțelului ei de ea, să-i placă să vină la ea, fiindcă ea era foarte urât singură. Deci, la sfârșit, bunicuța îi va spune adevărul lui Ben și Ben va accepta, fiindcă bunicuța i-a spus că a inventat această poveste doar ca să vină Ben la ea mai mult în vizită, fiindcă era foarte urât singură, iar Ben a acceptat așa cum este, chiar și dacă nu este hoață, a acceptat să fie oricum ea, este interesant și da!
vă propun și vouă această carte. Deci, următoarea carte avem aici Pipi și o sățica. Carte foarte interesantă despre o fetiță foarte singuratică. Dar nu vă explic tot, deoarece vă propun să citiți toate cărțile pe care le am aici, pe care vi le-am prezentat, așa că da. Următoarea carte avem aici Clementina. De asemenea, este din colecția Funny Green. Și da, de asemenea, este foarte interesantă. Această fetiță este foarte zburdătoare. Ok, nu vă spun tot, fiindcă deja o să știți prea multe despre aceste lucruri pe care vi le-am spus, așa că da, citiți-le. Și aici deja avem Inima de Cernară, care n-am citit până la sfârșit, deoarece nu mi-a plăcut, adică nu că nu mi-a plăcut, dar nu este potrivită pentru mine. Așa că da, nu știu ce să vă zic despre această carte. Deci, următoarea carte este Băiatul Miliardar, despre un băiat miliardar. Deci, îmi pare rău, n-am citit până la sfârșit, încă o citesc. Așa că, da, îmi pare foarte rău. Iar vine o parte a mea foarte dubitoare. Avem Însemnările unei păștiaice 11. A apărut în sfârșit cartea mea preparată. Da? Să apare și 12. Deci, această carte, acest volum de la Însemnările unei păștiaice, am găsit-o în România. Și da, la noi în Orhei încă nu este volumul 11. Și da, am fost foarte fericită, foarte bucuroasă, foarte wow. Foarte, foarte, foarte bucuroasă că am găsit în sfârșit volumul 11. Și da, sigur că am luat-o. Și de asemenea este foarte interesantă. Și următoarea carte este, care încă o citesc, este prima carte citită în 2018, pe nume Marie. Deci, această carte are 3 volume și da, eu am luat volumul 2, asta am aflat când am ajuns acasă, deoarece m-am uitat în spate și am văzut aici că este volumul 1 Firda, 2 Marie, pe care o am acum, și 3 Copă. Da, deci mi se pare că vânzătoarea nu avea volumul 1 și de-aia mi-a dat volumul 2, mi-a furnizat acest volum și super tare, vă propun și vouă. Deci aici am toate cărțile pe care vi le-am prezentat, pe care le-am citit și sunt foarte interesante, vă propun și vouă. Așa că da, noi ne revedem data viitoare, cam atâtea a fost pe ziua de astăzi. Nu uitați să dați like, să vă abonați la canalul meu, pentru că m-a ajutat foarte mult. Iar ne revedem data viitoare. Bye! Deci, mulțumesc că ați privit acest video. Bye! Priviți câte colecții am, câte cărți am.